Actuala clasă politică e în stare să taie creangă pe care stă? Nu. Alegerile prezidențiale pot aduce o schimbare? Da. Moldova este guvernată după principiile unui clan mafiot? Da. Dumneavoastră credeți într-o nesupunere în rândurile organelor de drept? Nu am înțeles întrebarea. Credeți într-o nesupunere în organele de drept, așa încât, de exemplu, să apară un grup de procurori sau judecători care se va opune actualul sistem? Eu visez la așa dar o credeți nesupunere. Într-o asemenea cred că ar putea să se întâmple. Actuala putere vă permite ca următorul procuror general să fie independent, care urmează să fie numit corect? Cred. Nu credeți. E posibil de scăpat de actualul sistem prin alegeri? Da. Vă așteptați că alegerile din 30 octombrie vor fi libere și corecte? Nu.